Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip, numele meu este Alex, iar astăzi jucăm League of Legends, dar ar trebui să se vadă și jocul. Dar nu se vede. Se vede, gata. Bun. N-am web, pentru că e întuneric oricum și nu mă veți vedea. Și vorbesc încet pentru că iubita doarme. Bagă somn. Și am zis să fac un video cu Darius în junglă, m-am apucat să joc junglă de ceva timp. Adică de azi. și Darius în junglă nu e deloc rău. Vi-l pot arăta astăzi cum se joacă. Meciul trecut am trollat cu Hecarim, trebuie să învăț în pana mea să dau mut la coechipier pentru că mă tiltez și nu rezolv nimic. Are clear extraordinar de bun Darius în junglă. Auto-attack reset pe W. Cam așa se face treaba și pe Talon la fel. Pe Talon am winrate 100%, am jucat cred că 5 meciuri cu el în junglă. Mă rog, 5 meciuri cu el în total. Dar am winrate foarte mare, oh my god, n-am dat smite deloc. Ca să înțelegeți ce puternic e clear-ul lui Darius. O să-l dăm acum. Trebuia să-l dau mai devreme, dar e ok. Auto-attack W reset. Mai dăm încă o bucată și pe ăsta micu și o tirăm. Prima dată maxăm Q după aia EU, pentru că EU dă mult mai multe statusuri, vedeți, decât W. W dă un pic de AD ratio, ceea ce e total neimportant. Putem să folosim și eu, să-i mai tragem un pic așa, pentru că dă și damage, ceea ce nu-i rău. Ok, putem să dăm un W în toți. Very nice. Încă o ultimă bucată. Auto-attack W reset. Încă unul. Imediat vine și Q. Și după câte puteți observa, încă am, nici măcar n-am primit primul smite. N-am făcut reset-ul din păcate, dar nu-i nimic, mai dăm o bucată. Cam ăsta e clear-ul lui Darius, e insane, minutul 3 și aproape full clear. E absolut insane. Ok, punem punct în Q. În momentul ăsta avem Ghost, pentru că gank-urile sunt foarte proaste fără Ghost. Hai să vedem, teoretic trebuie să ne batem cu Amumu pentru crab-ul ăsta. Dar eu nu vreau să mă bat cu el deloc. Pentru că n-are cum să se bată cu mine. Aș vrea să fac un gank aici. Gădăm Ghost-ul. Dăm dodge. E moartă. Perfect. Amumu a făcut gank pe bot și aparent Vayne a luat first blood-ul. A decursat absolut perfect până acum meciul. Luăm și al doilea crab. Yasuo heal. Acum am observat. Nu știu dacă avem timp să luăm ăsta, pentru că la cât de rapid e clear-ul. Da, nici măcar nu se spunează asta. Atunci ne dăm back. În principiu vrei să încep Stridebreaker, dar o să luăm Iron Spike with primul item. De fapt ai cu ăsta și boots. Hai să mai stăm o secundă. Sau putem să facem direct așa, sau? Aș vrea să vând poțiunea, dar e târziu deja. E ok, luăm boots. Vrei să joci Blue Smite pe Darius în junglă? Există un motiv întemeiat pentru care vrei să faci asta. Din simplu fapt că Darius în junglă... e Morsian. Și eu nu sunt acolo să ajut, dar e ok. Pentru că Darius în junglă este foarte, foarte lent. Da, aia e problema lui. După ce faci Blue Smite upgradat. Realmente, aș putea să fac gank pe bot. Și aș vrea să fac asta, dar nu pare... Morgana are flash? N-are, ok. Bun, mă duc. I'm on the way, boys. Am și Bootsy. Nice. Huge. E moartă. Well played. A stat în range-ul E-ului meu aici, a greșit. Realmente putem la ăsta acum. Auto-attack reset. Cred că puteam să-l iau la level 6 și era mai bine, dar e ok și acum. Win con ca pe orice alt jungle. Este ăsta. Din punctul meu de vedere e foarte OP, dar sunt în junglă.
Nu pare, dar este. 600 damage în momentul ăsta pe smite. Chiar acum. Hai să vedem. Nu, Lux nu moare. Ba da, îl omoară pe Yasuo. Ok. Îl trag. E mort toată ziua. Easy. Lux nu ne mai interesează. Am putea să stăm să-i pușăm mid-ul. Dar mi se spawnează blue imediat. Ah, e ok. Ne vedem de treabă. Auto-atac, W reset. Q. Am dat W pe cealaltă loop. Ok. Începem blue în 5 secunde. Dăm și ăsta pentru că nu am ce să mai facem încă în momentul ăsta. Mai putem să dăm și un E, de ce nu? Pentru că oricum nu în blue o să avem mana full. Vrei Stride Breaker? Pentru că te ajută să sprinzi oponenții și mai bine decât o faci deja. Trebuia să dau smite-ul, dar nu mai e nevoie. Mergem spre topside. Facem full clear și după aia vedem. De unde mergem de acolo? Am omul foarte în spate. A făcut un gank greșit pe bot. Vein infidată. Pare GG match-ul. Olaf nu prea are ce să-i facă lui Shen. Aia e faza faină, chiar dacă teoretic îl poate bate. Shen tocmai l-a distrus. De fapt, n-are cum să-l bată. Având în vedere W-ul lui Shen. Ok, în 30 de secunde este red-ul. Atât de repede ne mișcăm și așa de repede facem clear. Am omul este cu 17 campuri în spatele meu. Cu 5, de fapt. Dar tot se pune. Ok, în scurt timp se spawnează și Rift Herald-ul. Pe care o să-l luăm imediat ce se spawnează. Tăi aș vrea red-ul. Sau aș căuta un gank pe mid. Realmente, un gank pe mid ar fi huge. Ok, cred că are ward. Nu știu. N-are, ok. N-are E. Nice. Ouch. Sad. Very sad. Fuu, dacă nimeream Q ultima dată cum trebuia, de-așa dat W-ul. Și n-am calculat damage-ul. Era perfect. Da, e ok. Și așa. Redu. Parcă am omorât ea. Da, tocmai am omorât. Am mult la 25 de campuri, eu sunt la 20 rămase pentru a ne upgrada itemul. La asta mă refer când zic câte campuri, că teoretic sunt cu mult în fața lui. Ok, level 7, îmi dau back. Are 40 farm, eu am 62, adică, ok. Bun, Stridebreaker-ul vom lua curând. În principiu au destul de mult AP, dar Plated Steel Caps cred că este cel mai bun item. Ideea e că dacă vreau să fac gank-uri bot, îmi vor trebui ăștia. Deci cred că e primul match, realmente, pe Darius în care se merită să-ți iei Mercury. Pentru că au Mumu, au Lux, au Brand și au Morgana, au extrem de mult AP, real. În teorie vrei Plated pentru că jungle, mobi și turtunurile și absolut tot dă attack damage. Dar având în vedere că au o echipă atât de AP heavy. Vreau, nice. Aparent tot în echipa lor e AP heavy. M-a rugat cineva să joc Darius. Dar e funny că nu joc Darius-ul clasic. Hello bro. Dacă avea multa era legit mort rău de tot. E ok și at ultimată Ghost. E ok. Și Ghost și Ru și ok. N-am smite pe... Ba da, am smite, ok. Luăm ăsta. N-are cum să-mi dea contest. Nimeni nu cred că poate să-mi dea contest la cât de puternic sunt și am și ultimata în momentul ăsta. Auto-attack, reset W. Lejer o să intru un gol dacă îmi joc în momentul ăsta în junglă. Jungla e un loc foarte bun în care poți să abuzezi foarte bine totul. Dacă știi ce faci. Nu și-o ia niciodată. Ce o să fac în schimb? O să fac asta. E fraieră, nu știu ce face. Și-a dat flash-ul, nice. Nu. Ne-a ratat pe mine, m-a ratat cel puțin. Prindem plate-urile. Am luat tot turnul.
E ok, n-are sens. Realmente n-are sens, nu te băga. Ok. O să continuăm clear-ul. Sau m-aș duce pe bot. N-am ghost. La botul cred că-i bate solo. N-au ward la drag... Oh, ia Mumu. Nu vreau să iau dragonul încă. Nu-i nevoie. Aș vrea un back? Mamă. Ok, trebuie să luăm atunci. Ok, următorul punct în E. Pot să-l fac solo foarte repede. Ouch, ok, chestia asta aici. Și e și Lux, ne oprim din el imediat. E și Shen, care e al nostru. No, mă apuc de dragon, îi bate. Am e mort. Iar eu n-am nevoie de ajutor cu dragonul sub nicio formă. Darius este fenomenal. 1425, ne putem cumpăra Stridebreaker în momentul ăsta de față. Easy peasy, doi dragoni, avem și Heraldum, mintul e dat jos, am făcut o grămadă de bani de pe mid turret. Yasuo îmi place ca sta chill, deși el teoretic o bate pe Lux, l-a cam abuzat Lux. Lasă descurca bine, i-a făcut și multe gank-uri am bine. N-am nevoie de mine, pot să-mi continui full clear-ul. Până la urmă trebuie să fac și o bani de undeva și după ce mi-am Stridebreaker, probabil... A, dar stai că Stridebreaker e mitică, greșesc. În mintea mea nu era mitică și trebuia să mă gândesc la o mitică. Dar nu, Stridebreaker e mitica pe care o luăm. Ok, după Stridebreaker, cred că începem și facem Desmond Plate. Sau de fapt n-aș face Desmond Plate, mi se pare un pic useless, pentru că vrem un pic de damage, deci cred că mai degrabă aș face Death Dance, plus healing-ul de pe Death Dance e absolut nebun. Nu există ceva mai bun de atât. Încă 7 campuri și ne facem itemul, ceea ce e insane. El era 18 rămase. Gen, n-au nicio șansă. Am snowball-uit meciul ăsta mult prea tare. E jungle gap rău de tot meciul. Ok, să-mi dau back, nu o să fiu greedy. N-are sens, stau pe prea mulți bani. Stau pe mult prea mulți bani. Smart în momentul ăsta, sincer, ar fi să încep deja un Force of Nature. Pentru că au atât de mult AP încât... Dar ar fi smart să încep Force of Nature. Ok. Da, îmi trebuie Force of Nature. Ar fi stupid să încep Death Dance deja, având în vedere că au doar Olaf și la Olaf mă duc și am interacțiuni scurte cu el. Shen, păi ce facem, boss? Îl bat dacă mă duc. Mă duc. Mă duc, că e și de Tide Wave-ul. Nu că îl bat, îl umilesc. Veți vedea imediat. Activăm Ghost-ul. Îl tragem. Q. Easy peasy. Cum am zis. O să avem dragonul 2.50, dar Herald va fi primul, deci trebuie să jucăm către Herald când se apropie spawn timerul. Deși dă mult damage, am știut că eu având mitica și el neavând mitica, plus n-avea nici ultimată, era imposibil să mă bat. Nu știu dacă avea ghost-ul. Dacă mi-a dat ignite-ul sau doar atât damage mi-a dat el, a dat ceva damage. Banii să-l fie foarte puternic. Teoretic îl bate pe Darius 1v1. Dar situația era favorabilă pentru mine. Ok, mi-am dat cancel la auto-attack. Ok. Cred că pot să mă duc. Hai. Trebuie să iau planta. Tot, nu-i problemă, o luăm. Run, boy, run! Păi alergăm rău de tot. Run, boy, run. Lux. Ouch, trebuia să-mi dau Stridebreaker mai devreme când era lângă mine. Uf, ok. Oh, Lux e moartă. I-a dat Ignite? Da, are Ignite. Shen cu Ignite, bro. Oare? L-am prins. Oh, are și el Flash. Toată lumea are Flash, Ignite, tot ce vrea. Păi ok, botul meu e fi dat tare. Putem să dăm surrender băieții, ar fi foarte drăguț din partea lor să nu ne mai piardă timpul, pentru că în momentul ăsta e timp pierdut. Am uitat că puteți să folosiți Stridebreaker pentru clear, e foarte, foarte, foarte eficient. Nu e ceva fenomenal, dar merge.
N-are sens să ne mai batem cu botul în momentul ăsta. Olaf, că e o problemă pe top, dar ăștia trebuie să se descurce cu el lejer, aș spune. În vedere că Yasuo are și el mitica. Ok, în momentul sunt la back. Fiindcă vreau bai înainte de... Nu mă interesează Olaf, sincer. O să mergem direct pe Herald. Herald și instant o să mergem la Dragon. Așa. Uf, mai și așa pe scaun, mai bine. Ok. La care ultimată te bate Yasuo, da. Cum am zis, de-aia e un meciu pe care l-ați văzut pe canalul meu cu Olaf. Am jucat cu Yasuo altfel, mult mai chill. Pentru că știu că te bate efectiv. Stay at your place, ce da astea? Ce da astea, bro? E ca atunci când joci Mordekaiser și știi că ești un V9 machine și ți-o arzi tare. Gen, da. Lucrurile sunt design în jurul tău să fii mai puternic ca ceilalți. Ca să o trebuie să joace foarte bine ca să meargă treaba. Oh, dacă aveam ghost-ul. Da, dacă aveam. Uitați-vă la Movement Speed când intru în bușuri. E genial. Ok. Acum la ăsta. Am omul. I-am dat dodge. Ah! Bune. Ok, luăm ăsta prima dată. Morgana îi moartă. Amumu-i mort. Ok, ne apucăm de dragon. Lovely, lovely, lovely. Probabil terminăm meciul cu bounty-ul, că nu vreau să-l dau, să-mi pierdesu. Nu zic că nu are sens, adică nu are cine să mă bată de la ei, poate Lux într-un combo, dar având în vedere că îmi fac Force of Nature, nu cred. Interesant, deci oricum. Mai dăm și eu, deși nu cred că dă prea mult. Very nice, very nice. Nu, da. Le tai armura. E interesant, e 25% armor pen. Ceea ce îmi place foarte mult. Personal, îmi place mai mult cum e făcut Darius decât Garen. Și Garen e fain, chiar e foarte fain. Dar uitați-vă la mine, sunt o mașină de curățat, ești nebun. Curăț minioni ca nebunul. Cred că ai match-up-uri grele, nu știu exact ce. Eu n-am avut personal încă pe Darius. Niciun match-up greu, mai ales în junglă. Pe top, da, ai. Dar în junglă... Nu prea. Dacă stau să mă gândesc, nu prea. Ok, nu mai are ultima talbate. Dar cred că fuge. Că este o femeie. E o femeie deghizată în bărbat. Hai să vedem. Unde e? Nu mai e, chiar a fugit. No cap. No cap, bro. Amumu deja e funny. Levelul la care se află. Așa că o să iau blue. Asta merită femeile deghizate în bărbați. Glumesc. Ah, da. Să zică lumea că sunt homofobic, deși n-am nicio treabă, sunt numai glume. Glume proaste, pentru că asta circulă pe net. Și tot auzind căcaturi de genul ăsta cu a, transgender, bender, life and earth and airbender, avatar, toate astea. Numai asta îți vine în cap. Dar n-am nimic cu nimeni. Nici nu mă interesează, sincer. Doar fac glume proaste. Cu asta mă ocup. Și știu că sunt proaste pentru că eu râd la ele. Îmi plac glumele mele proaste. Tot nu folosesc Stride Breaker, ar trebui să-l folosesc, dar clear-ul e atât de rapid în momentul ăsta, încât nu am nevoie de Stride Breaker. În schimb, trebuie să pun asta undeva, dar unde? N-am unde, ești nebun? Pot îi... Ok. Chill, fetelor, acolo. Are și în ultimata. Mă duc. Mă duc tare. Hai încoa băiatul meu. Nu mai îmi dau ghost, n-are sens. Am tras. Easy. Back. Ba nu, pun ăsta, hai. Pușea stare cu el, îmi dau back, mi-au Force of Nature. Force of Nature. Ca pe urmă să-mi iau... Cred că Desmond Play, deși ăsta este un item, repet, extrem de puternic. Plus nu-l iei doar pentru armură?
De-aia nici nu o să încep cu armura. Deși nu știu unde am 100 de armură. Cred că, da, din rune. Ceea ce e ok, pentru că pe tot timpul în joc, în principiu, vrei să-ți iei armură. Deși într-un match că ăsta repet, vrei să stachezi mult Magic Resist. Deci următorul item, după Death Dance, care va fi singurul item care îmi dă armură pe care îl iau. Efectiv singurul. Deci nu vrei niciun alt item. Acum trolez. Ar trebui să dăm end. Hai să nu mai trolez. Hai să luăm ăsta. Acum ei trolează. Aș vrea baronul, boys. Vin și eu în pola. Am Ghost Extension. Dau dodge. Mă retrag, îmi iau turret shot-uri multe. A murit Shen. Not nice. A murit și ea. E aici mai fi dată și enervantă. Huge. Ace. Oh, am tankat toate turret shot-urile din lume. Hai să dăm turret-ul asta, boys. Așa să facem. Aia zic. GG. Și echipa m-a ajutat, dar oricum jungle gap e jungle gap cât casa în meciul ăsta. Bun. Pot să mă arăt un pic la final. Ce am fost Alex, vă mulțumesc mult de tot de vizionare. Apăsați un like, share la video, chiar aș aprecia, pentru că e un video informativ care chiar ajută și a fost chiar un video bine făcut în care v-am arătat tot ce v-am explicat pas cu pas cum să faceți. E chiar un match, e chiar un matchup simplu și se face simplă treaba cu Darius. Am dat la Vel'Koz degeaba, dar a jucat bine, ce-i drept. N-am ce să comentez. Hai să vedem. Puteți vedea. S minus. Ah, merge. Damage-ul n-a fost mare, că n-a. Da, e ok. Eu am fost Alex și ne revedem data viitoare. Pup, pup.